Dragi prieteni ai Cinematecii, bine ați venit. Pe frigul ăsta e un act de semi-eroism și, mă rog, fiind și vineri seara. Mulțumim și cred că totuși curiozitatea vă va fi satisfăcută, răsplătită, pentru că este unul dintre filmele cele mai originale și mai atipice ale cinematografului românesc, Faust 20 al lui Ion Popescu Gogo. Înainte vă rețin puțin atenția prezentându-vă ultimul număr, adică cel mai recent al revistei Film, un număr care nouă ne este extrem de drag, pentru că dosarul principal se cheamă La Film în oraș, un mod de viață. E un grupaj în care încercăm, în fine, să reconstituim un pic istoria sărilor de cinema din acest oraș și să tragem un semnal de alarmă, pentru că indiferența, nesimțirea administrativă până la urmă, care lasă aceste săli din inima orașului în paragină, numărul sălilor abandonate, lăsate așa cum sunt, se înmulțește și numărul șobolanilor care ies din ele seara e în creștere de asemenea. Deci e un număr care încearcă să arate și sălile care au strălucit și în anii 30, și în anii 50, în anii 60, în anii 70, deci bulevardul filmului, care e la doi pași de aici, era într-adevăr o splendoare și a fost leagănul cinefiliei pentru mulți dintre noi care suntem în această sală. În afară de acest dosar pe care vi-l recomand, numărul are un interviu foarte interesant cu Șerban Pavlu, premiatul recent la festivalul de la Sarajevo. Are și un interviu cu Claudiu Istodor, cu Tudor Aron Istodor, cel care joacă în filmul ales să ne reprezinte în cursa Oscarurilor, Fixer. Nu lipsesc, bineînțeles, rubricile obișnuite, reflexii critice, cronica filmului și festivalurile și de asemenea semnalez rubrica Nouă Cinematograful de mâine, susținută de domnul Laurențiu Damian, care se află și dânsul printre noi, la președintele UCI. Și îi mulțumim că este alături de noi astăzi. De asemenea, mai sunt în sală, sunt distinși colaboratori ai acestui număr, printre care se află domnul Cristian Tudor Popescu, pe care în scurt timp o să-l invit să prezinte acest film. Se află domnul Titus Vujeu, se află Luminița Comșa și cine mai se află, dacă nu văd să-mi facă semn. Bun, deci sunt câțiva dintre cei care scriu în mod frecvent în această revistă, care credem noi că e, face ce trebuie pentru cinematograful românesc. Îl invit pe CTP alături de mine și pentru că este un specialist al genului science fiction în literatură și în cinema, dar și pentru că a scris o carte despre cinematograful românesc în perioada în care a fost făcut acest film. E o surpriză, cred, pentru toată lumea să vadă cum în așa zisa epocă de tristă amintire apăreau și filme foarte extravagante, foarte atipice, foarte în pas cu ideile științifice, cu zeitgeist-ul vremii aceleași. Vorbind despre anii 60, ce ziceți? E într-adevăr o surpriză acest film? Da, pentru cei care nu despart filmele în filme vechi și filme noi, le consideră aparținând unui timp paralel, să spunem, cu cel al realității. Acest film e tot timpul surprinzător, nu numai în 1966, în întregul peisaj al cinematografiei românești. Este un film insolit, un film neobișnuit.
Nu este un film SF. N-are... O fantezie SF? Nu are nicio legătură cu aceste inițiale. Mă gândeam în sala asta, n-am mai fost de mult, din luna iunie. Am un sentiment de fiecare dată al irealității imediate. Mă mir că mai există această sală, mă mir că mai pot să intru în concretețea ei, mă mir că nu s-a pulverizat ca fumul. Să vedem cât o să se mai întâmple asta. Deci, registrul în care lucrează Ion Popescu Gopo aici este cel al insolitului, al așa numitei istorii insolite, cu accente de fantastic. Am văzut pe afișul acestei întâlniri chiar o traducere înspăimântătoare a inițialilor SF, care mă urmărește de o jumătate de veac, în literatură științifico-fantastică. Mă întreb cât o să mai persiste aceste cuvinte aberante. Ele sunt, printre altele, rodul ocupării României de către sovietici. Pentru că termenul era nauca fantastică, preluat din rusește, ca științifico-fantastic. Nicio legătură. SF, science fiction, ficțiune, speculative fiction, sau ficțiune simulativă, ăsta e un termen inventat de mine, simulative fiction, presupune o anume rigoare în interiorul imaginarului. Ceea ce la Gopo, în mod programatic, nu există. Dacă ar fi să identificăm o ars poetică a lui Ion Popescu Gopo, ea cred că e conținută într-o imagine de la începutul Micului Prinț al lui Exupéry, o linie, apoi un pătrat aproximativ, după care mai urmează încă o linie, da? Ceva de genul ăsta. Explicația este șarpe boa care a înghițit un elefant. E, asta este tot ce a făcut întotdeauna Gopo. El are un paralogism asumat, poetic, naiv, cu care reușește câteodată să fie genial, reușește să ne ucerească. Ca să vedeți cât de tangent este cu imaginea lui Exupéry, hai să-i găsim un echivalent în scurtă istorie. Acea mainuță care pică din copac în clipa în care dinozaurul scunde în pământul, se agață cu coada de creangă, se rupe coada, mainuța cade în cap, îi se modifică forma craniului, nu mai are coadă și se ridică în două picioare, Homo erectus, și merge mai departe. Iată, deci, știință, evoluție, tomuri întregi închise într-o singură imagine prostească. Vedeți? În artă, dacă știi când și cum să fii prost, poți să fii foarte valoros. Asta e o imagine prostească, nu? Dar care are mult mai multă forță decât un tratat evoluționist. De ce ar fi interesant să ne gândim de ce Ion Popescu Gopo a trecut de la animație la filme cu actori? În mintea 90% din populația celor care merg la cinema, film de animație a fost și rămâne film pentru copii. Da? O greșeală enormă, pentru că mai ales în primii 20 de ani, animația a fost pentru adulți. Și a evoluat. Acum s-a dus în zone de pildă Anomalisa, nu? Filmul lui Charlie Kaufman, mai are el treabă cu filmul pentru copii, cum am eu cu Mitropolia. E un film super adult. Deci, pentru că avea această condiție secundară filmul de animație, Popo a simțit nevoia să vină nou la Liga Mare, la filmele cu actori.
Și mai era o condiție, o condiție damnată, să-i spunem, a filmelor făcute de Gogo, pentru că el făcea scurtmetraje de animație. Deci, odată că era film de animație și a doua oară că era scurtmetraj. Soarta scurtmetrajului fiind și mai crudă decât a filmului de animație. Și în ziua de astăzi nu există practic o piață pentru filmele de scurtmetraj. Dar aici aș intervine un pic, nu a fost singurul și Dușan Bucotiș, de pildă, câștigătorul premiului Oscar cu filmul Surogat, după ce a luat Oscar, a trecut și el la filme cu actori. Actori mult mai slabe decât filmele de animație, dar și el a vrut să fie luat în serios. Să intre în ceea ce se consideră cinema. Altă cinema e filmul cu actori, altă ligă. Ceea ce este o mare greșeală. Pentru că poți să te exprimi în animație absolut extraordinar, nu există limitări. În sfârșit, și la Gogo s-a întâmplat, după părerea mea, același lucru. Filmele lui cu actori sunt inferioare filmelor de animație. Cel mai bun pare a fi Daș fi Carapal. În continuare e cel, continuare și cel mai bun. Și avem acest Faust 20 pe care o să-l vedem în această seară. Ce este interesant aici? Suntem în 1966. Vă rog? Se aude. Eu sunt obișnuit să zbier de la televizor. A zic că suntem în 1966. În 1966 avem deja primul an de dezgheț. Moare Gheorghe Udej în 65, vine Ceaușescu și în primii 2-3 ani după Dej se dă drumul, se dă liber cu voie de la stăpânire la mult mai mult decât până atunci. Filmul ăsta conținea niște idei care în 1950, în 1955, în anii 50, pentru astfel de idei puteai să fii scos din cinematografie și eventual introdus în altă parte. De pildă, să pui Dracul, îl vom vedea, să pui Dracul într-un film. Păi Dracul e la fel de nociv ca Dumnezeu. Mai mulți dragi. Mai mulți dragi chiar apar aici. Dracul e ceva ce nu există. Or, realismul socialist spunea foarte clar că nu trebuie să zăpăcim de cap spectatorul punând pe ecran lucruri care există și lucruri care nu există. Trebuie să facem diferențele astea foarte clar. Nu trebuie să prezentăm secvențe onirice, de pildă, ca și cum ar fi reale, pentru că asta este o înșelare a spectatorului. Apoi, mai avem un concept în filmul ăsta, nici mai mult, nici mai puțin decât metempsihoză. Transmigrația sufletelor, da? Trecerea sufletului în alt corp. Un concept profund, idealist, nociv, care ține de obscurantism, nu? Specific Occidentului. Cum să vehiculeze așa ceva într-un film românesc? Deci, și poate cel mai grav, în acest film nu este vorba de muncitori, nu este vorba de studenți care nu au intrat la facultate, atunci cheia reușită în viață era să nu intri la facultate în filmele românești. Și să te duci pe șantier. Să te duci pe șantier. Altfel, n-aveai nicio șansă să devii vreodată un om adevărat, un om întreg, decât dacă nu intrai la facultate și te duceai pe șantier. Filmele perioadei sunt, marea lor majoritate, sunt ancorate în acest real fantastic, pentru că, de fapt, ele nu aveau nicio legătură cu realitatea. Toate acele filme de așa zisă actualitate nu reprezentau niciun fel problemele reale, nu reprezentau ceea ce noi toți vedeam pe stradă, nu regăseam în filmele românești. Și să-ți permiți o asemenea deviere, cum își permite Gopo aici, să nu vorbești despre problemele niciunei categorii sociale semnificative în România socialistă anului 1966, să vorbești despre
savanți nebuni, transmigrația sufletelor, despre dracu, despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că aici apare o inserție în mitul faustic al lui Gopo, care aparține lui Gopo. El schimbă motivul pentru care Faust își vinde sufletul diavolului. Faust face asta pentru a sparge barierele cunoașterii, barierele gândirii și barierele simțirii. Nu-i mai ajunge. Și atunci vrea să treacă through the other side, cum spune formația The Doors. De fapt asta vrea Faust, anticipându-i pe The Doors. Și pentru asta își vinde sufletul. În vreme ce profesorul din film de aici, o să vedem că are un motiv mult mai practic și mult mai terestru. Da. Sigur, nu o să-l devoalez, o să vedem, o să revedem acum filmul. Ce interesant este că ideea asta de fapt a prelungirii vieții, nu? A ieșirii din ciclul normal de îmbătrânire, viață, îmbătrânire, moarte, ar fi putut fi o aluzie a lui Gopo la Disney. La Walt Disney. De ce? Gopo s-a definit programatic în filmele lui de animație anti-Disney. Nu? El spune, dom'le, n-am putut să regalez în tehnică pe Disney, ce să fac? Era imposibil să mă apropii de ce făcea el acolo. Și atunci am încercat să câștig ceva la subiect. Și asta a fost secretul scurt de istoric cu care a dat lovitura. Deci, un anti-Disney programat. E bine, ar fi putut să fie profesorul din film, ar fi putut să fie Disney, pentru că există o legendă urbană extrem de răspândită, cum că Disney a dorit să fie criogenizat, a murit de cancer la plămâni, fiind un chain smoker de 3 pachete pe zi toată viața, și a dorit să fie criogenizat, da? Să fie înghețat corpul lui și creierul pentru a fi trezit când știința va reuși să vindece cancer. E o legendă urbană pentru că a fost în realitate ars. Walt Disney, iar cerușa lui zace liniștită într-o urnă în cimitirul Forest Lawn. Și nu ar fi putut, am gândit la asta când am făcut legătura asta, este extraordinar. Putea să fie ăsta un motiv, dar nu, pentru că în 1972 e lansată, de fapt, această legendă. Bun. Ce mi s-a părut iar relevant în filmul ăsta este jocul actorilor. Ce face aici este iar cu totul neobișnuit, cu totul insolit, Emil Botta, care este actorul extraordinar pe care îl știm, dar ce joacă de pildă George Voicu și Emil Botta este expresionism 100%. Deci accentuarea tuturor emoțiilor în fiecare secundă, actorul trebuie să-ți transmită. Este contrariul a ceea ce se joacă în noul cinema, nu? Unde actorul trebuie să fie stony face, să nu aibă aproape niciun fel de reacție, să vorbească cu voce din gât și cu capul în piept, dacă se poate. Deci să nu-și folosească niciun fel datele faciale și de voce pentru a transmite un mesaj cât mai veridic, cât mai apropiat de realul ăsta, după care umblă toată lumea. Ori Gopo aici n-are nicio ezitare în a intra în expresionism 100%, aproape în teatralitatea filmului de început de secol, nu? Așa se juca în cinemaul începutului de secol, cu reminiscențe teatrale, simțeau nevoia actorii să sublinieze fiecare gest, fiecare sentiment, cu tot felul de grimase. Nu cred că el a mizat totuși pe stilul ăsta foarte artificial al lui Emil Botta, care apare de altfel și în reconstituirea. Da, Botta joacă la fel. Joacă la fel și acolo. La fel și în reconstituirea. Botta are o capacitate excepțională de a transmite ideea că vede
ceva ce nimeni altcineva din jur nu vede. El se uită undeva mereu între sus și înainte. Acolo se duce privirea lui. Nu fixează oamenii, nu are repere, nu se uită la nimic, Buddha. Tot timpul pare că privirea lui vede un univers, o lume la care noi nu avem acces. Asta este forța lui deosebită ca actor. Sigur, aș putea... există și o replică la un moment dat, clar, conotată politic. Discutam cu doamna Duma, cu domnul profesor Damian. Discutam despre replica dracu la noi, poate la ei, spune un inspector de miliție, mă rog, ofițer de miliție, adică nu care cumva să vă gândiți că e loc pentru dracu în România și socialista. Asta e undeva, în Occidentul putred. Acum, mai e un lucru de spus, dincolo de momentul ăsta de dezgheț, despre general despre care vorbeam în acel moment, totuși, cum de i s-a permis lui Ion Popescu Gopo să facă un film evazionist, un film intelectualist, un film intimist și nu de mase, pentru că asta era. Unde i s-a permis lucrul ăsta? I s-a permis pentru că Ion Popescu Gopo și-a făcut studiile la Moscova și a fost un susținător al liniei regimului chiar și în momentele de dezgheț ca acesta. Trebuie să o spun, am citit și eu pozițiile lui în diverse momente, în întâlnirile cu responsabili politici. Era o poziție hardliner, să spun așa, de aparatic, de apărare a ideilor propagandei, de pildă, ce spunea Gopo de cinematograf, despre film, despre triumful filmului românesc, vorbind de propriul său film, de scurtă istorie și de pădurea spânzuraților, al Liviu Ciulei premiat la Cannes, spunea că triumful în Occident al oricărui film românesc înseamnă un triumf și al ideologiei noastre. În plus, mai spunea că festivalul de la Cannes a fost creat de francezi. Sau nu, haideți să spun și eu, de francezi. Știți că așa se pronunță acum. Așa se pronunță la Ministerul Justiției, politică, printre maeștri de presă, francezi, englezi, japonezi, sunt peste tot. Deci, totuși, francezii au creat festivalul de la Cannes ca să le dea în cap americanilor. Pentru că erau sufocați de valul de film. Dar nu e foarte greșit. Eu nu spun că e greșit. N-am spus că e greșit. Spun doar ce poziții avea Ion Popescu Gopo. Dom'le, e creat de francezi ca să-i stopeze, să-i contracareze și au și reușit în felul ăsta cu festivalul să le taie apa americanilor, dar că filmele socialiste erau folosite de francezi, premiate tocmai pentru a veni, iată, cu altceva, dar în același timp însă nu erau difuzate. Nu erau difuzate, de pildă pădurea spânzuraților nu a fost difuzată în Franța, spune Gopo. De ce? Pentru că e periculos. Dacă văd prea multe filme românești capitaliștii, s-ar putea la un moment dat să le placă, să vadă mai multe și să se contamineze ideologia noastră. Deci judeca lucrurile foarte mult în plan politico-ideologic și iarăși mai trebuie să spun ceva. În primăvara filmului românesc, în a doua primăvară a filmului românesc, cum am numit-o, adică 1980-1983, în care au apărut acele filme deosebite, incredibile în istoria cinematografului nostru, începând cu Probă de microfon, al lui Mircea Daneliu, continuând cu O lacrimă de fată, al lui Demian, și am învățat, știți, Secvențele lui Tatos, încheiat acea primăvară cu Faleze de nisip, în 1980, a fost o primăvară de vreo 4 ani. 83 cu Faleze de nisip, după care Mangalia și se așterne liniștea de mormânt.
până în 89. Deci, în acea primăvară, un grup de regizori s-a dus să protesteze la organul partidului, la propagandă. Mircea Daneliuc, Alexandru Tatos, Iosif Demian, Stereculea, Mircea Mureșan, un număr de regizori care, în esență, din ce am citit în documente acolo, doreau pur și simplu mai multă libertate de creație. Doreau mai multă libertate în a scrie scenariile, nu doreau să mai treacă scenariul prin atâtea și atâtea mâini la aprobare, solicitau creșterea rolului producătorului, adică a casei de film. Să nu mai vină atâția tovarăși de la Consiliul Culturii și așa mai departe, să rezolve problemele regizorii cu casa de film. Și în plus, ce mai cereau? Cereau legături directe cu străinătate. Să poată întâlni cu colegi din străinătate, să poată să filme românești să fie mai prezente în festivalurile străine și mai ales să se facă un festival românesc de film, un festival internațional care să pună România pe orbită. Vă dați seama cum sunau chestiile astea atunci. Cel care, după ce a avut loc întâlnirea acestor regizori, să le spunem rebeli, cu conducerea de partid, arată respectivul înalt responsabil cu propaganda, un anume Rădulescu, spune că imediat după aceea s-a prezentat tovarășul Ion Popescu Copo, care a ținut să precizeze că acest grup care a venit mai devreme nu reprezintă în niciun caz pozițiile Asociației Cineaștilor din România, al cărei președinte era Ion Popescu Copo, și că mai sunt și alte opinii care trebuie neapărat ascultate. Și au fost după aceea. A venit și doamna Postan, cu o poziție așa. De altfel, n-am putea să îl considerăm pe Ion Popescu Gopo un echivalent masculin al Elisabetei Postan la cinematografia românească? Sau invers? Da. Cred că e în dezavantajul figurii. Da, așa este. Gopo Toșa a un statut internațional atât de recunoscut încât... Sigur. Și recunoscut pe merit. Cred că și asta a fost totuși și asta a fost unul din motivele pentru care s-au permis niște extravaganțe. Era greu. Așa cum Eisenstein până la urmă i-au dat voie să plece în America, să facă Che Viva Mexico, să așa, pentru că ăia îl invitau tot timpul să țină cursuri în America, în Elveția, nu ce. Dacă nu era asta, ajungea și el în gulag. Norocul lui a fost că știau occidentalii și îl respectau enorm. Da. E un preț asta, dar din fericire au reușit să-și facă niște filme, în fine, care îi mențin în locul de care trebuie, cred, în istoria filmului. Așa și unul și celălalt. Da. Așa și Gopo, nu poate nimeni să... Eu v-am spus lucrurile astea pentru că asta e meseria criticului, cercetătorului, a istoricului de film. Trebuie să vadă lucrurile în desfășurarea lor istorică, însă rămâne fără discuție unul dintre mari cineaști ai României și ai lumii, Ion Popescu Gopo. De aia el a figurat lungi decenii, a fost cam singurul care apărea în dicționarele internaționale de film, ca regizor reprezentativ pentru România. Deci, merită să revedem acest film. Eu l-am revăzut acum. Este interesant, este categoric interesant, mereu are idei, Gopo. Nu toate bune. Unele sunt bune, unele mai puțin bune. Dar ce se vede la el este neliniștea asta continuă. În fiecare secvență caută să inventeze ceva, caută să nu fie loc comun. Această continuă preocupare a lui de creator este absolut respectabilă și admirabilă. Nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută, dacă nu sunt întrebări în legătură cu asta. Mulțumim mult și aș mai fi
fi vrut să adaug, fără în fine să cădem în patetism, că a trebuit să ne amintim că în noiembrie 1989, mai exact pe 29, murea la numai 66 de ani, un pic înainte de Revoluție, eroul nostru Gogol. Deci de asta am și programat filmul în noiembrie, pentru că ar fi bine, poate să ne amintim de el în fine, în cu filmele lui cele mai bune. Vă mulțumim și vă dorim